Făt frumos când era mic, de Octav Pancuiaș. Un bărbat la casa omului. Bună seara, stimațele spectatori, mâine o să fie vreme frumoasă, lăsați-vă acasă umbrela și galoșii și fâș-fâșul și plecați fără grijă, îmbrăcați numai în cămașă. Soarele o să ardă toată ziua, o să fie cel puțin 1.000.000 de grade, așa că nu mai stați pe gânduri, duceți-vă la ștrand sau la pădure sau unde vreți. E păcat să stați în casă pe o vreme atât de frumoasă. Bună seara, stimațele spectatori, și la revedere! Ne vedem mâine la aceeași oră ca să vă mai spun ce a mai fost și ce o să mai fie. Cam asta voia să spună tovarășul acela de la televizor. Ținea un băț în mână și vorbea cam așa. Numai că, bineînțeles, cu alte cuvinte, niște cuvinte de ale lui, anume făcute ca să nu pricep chiar tot ce spune. Dar era și așa foarte limpede că ziua de mâine o să fie o frumusețe. Masele de aer oceanic n-or să îndrăznească să pătrundă nu știu unde, iar maximele și minimele din cursul nopții vor fi cuprinse între niște cifre foarte drăguțe. Așa că, auzindu-i, mama a plecat de acasă cu umbrela, tata cu fâș-fâșul și amândoi au spus băiatului să rămână în casă, că vine o ploaie de la Cluj. Aoleo, ce ploaie vine de la Cluj! Și ploaia chiar a venit, însă mult mai târziu. Când a venit ea, totul se rezolvase. Vreau să spun că băiatul nu mai avea nicio problemă. Se uita pe fereastră cum plouă, ca și cum s-ar fi uitat la un film. Putea să toarne cu găleata, că nici nu-i păsa. Înainte de ploaie însă, s-a întunecat deodată, s-a făcut întuneric ca în cămară sau ca sub pat. Adică un întuneric nu ca noaptea și nu ca un tunel, ci unul prin care mai vezi câte ceva. Și a început să fulgere și să trăsnească, mamă, mamă, ce mai fulgera și mai trăsnea. Și bunică-i îi era frică, mamă, mamă, ce frică era. Și lui inimioară îi era frică, se băgase cu capul sub bibliotecă și nici din coadă nu îndrăznea să miște. Băiatul era singurul bărbat din casă, pentru că bunică-i, cum am zis, i se făcuse frică și deci nu mai putea fi socotită bărbat, iar inimioară, de vreme ce avea coadă, nu putea să fie altceva decât un cățel sau pisic, dar el era cățel. Ei bine, asta voiam să spun. Mare lucru un bărbat la casa omului. Poate să se întunece afară cât poftește, poate să fulgere și să tune 1.000 de ani. Cu un bărbat la casa omului, crezi că e o zi ca oricare alta, n-ai probleme. Dacă ești, să zicem, bunică și mor de frică și te învârți prin casă și sfrămânți mâinile și spui tot timpul, vai, Doamne, ce prăpăd! Vine bărbatul de la casa omului și îți spune, liniștește-te, bunicuțo, că nu se întâmplă nimic. De trăsnet nu trebuie să te temi, pentru că avem paratrăsnet. L-am văzut eu când m-am suit cu neafane pe bloc să legăm antena. Toate trăsnetele se lovesc de paratrăsnet și se sparg ca ouăle, apoi se scurg frumușel în pământ. E o plăcere să le vezi cum se scurg. De tunete nici nu mai vorbesc. Tunetele sunt un fel de zgomote, nimic mai mult. Așa ceva ca și cum n-ar fi. Zău, nu merită să te plimbi prin casă din cauza lor. Uite, ți-ai pierdut și papucul pe care ți l-a cumpărat tata de ziua matale. Vreau să spun papucii pe care ți-a cumpărat tata, că tare te mai dureau bătăturile. Nu-i niciun prăpăd, pe cuvânt că nu-i. Am o revistă extraordinară, ți-o dau să te uiți la poze. Are 1.000.000 de poze cu mașini. Râzi de te prăpădești să vezi cum aveau odată mașinile claxonul afară și roțile cu spițe
ca la bicicletă. Râzi de te prăpădești, nu alta. Și dacă, să zicem, ești inimioară, cel mai slab și mai zbârlit cățel din cartier care acum, din cauza fulgerelor și tunetelor, te-ai băgat cu capul sub bibliotecă, vine bărbatul de la casa omului și te ia în brațe și îți suflă în ochii speriați și te scarpină după ureche și uite așa, fulgerele se răresc, tunetele se aud din ce în ce mai departe și începe să plouă. Atunci sună telefonul și când duce receptorul la ureche, băiatul aude glasul mamei care întreabă ce mai e pe acasă și dacă s-au speriat de ploaie. Pe acasă, răspunde băiatul, totul e în regulă. Cine și de ce să se sperie de ploaie? Bunica se uită la mașini, râde de se prăpădește văzând cum aveau mașinile claxonul afară, ca să nu mai vorbim de roțile cu spițe ca la bicicletă. Și inimioară e cu minte. A dormit, probabil că visează că s-a găsit mingea verde cu care îi plăcea lui să se joace. Dar nu s-a găsit și nici nu o să se găsească pentru că a furat-o cineva, mă rog. Asta nu mai trebuie să afle inimioară. Bine, spune mama, mare lucru e un bărbat la casa omului. Și plouă, și plouă, și băiatul deschide televizorul și iarăși apare tovarășul acela cu bățul în mână și spune că plouă. Spune ca și cum n-ar vedea toată lumea că plouă, dar mai cu seamă, ca și cum nu tot el ar fi spus ieri că nu o să plouă. Ca să vezi.